ceremonia depunerii coroanelor de flori. Ceremonia oficială a depunerii coroanelor de flori este organizată conform legii 2015 din 2016. Pentru a lor înainte prezentarea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroanea și de partea altor entități sau persoane. Depune o coroană de flori, domnul Ioan Marcel Boloș, ministru al investițiilor și proiectelor europene. Constituirea dispozitivului de defilare. Detașament la dreapta. Pe timpul constituirii dispozitivului de defilare, vă invităm să audiați un scurt program artistic oferit de ansamblul folcloric Parcăul al grupului copiilor din Jumleu Silvaniei. Arrangiati per le pelle. Arrangiati per le pelle.
de către doi elicoptere de tip IR-330 Stokar, aparținând de escadrile 713 elicoptere din dotarea 71 aeriană General Emanuel Ionescu din Câmpia Turfii. În continuare, va survola o formație de două elicoptere, aparținând bazei 71 și General Emanuel Ionescu. Formația este condusă de către comandantul a escadrilei 713, comandor George Dimeșcu. La evenimentele care sunt implicate animalele.
echipată de urgență cu medic format din medic șef, asistent medical și ambulanțier. O ambulanță de tip B2, echipată de urgență cu asistent medical și ambulanțier. O artă sanitară tip A2, destinată transportului mai multor pacienți. Hai, mă, cum mai ce faci?